Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, dublu sau nimic în câteva minute. Acum însă... Mâncărică. Mâncărică. Franța interzice folosirea denumirilor steak, escalop, filet. Mamă, ce-aș mânca un escalop? Îmi plouă în gură. Cu ciuperci. Filet sau jambon pentru produsele vegetale care imită carnea. Deci în Franța s-a terminat. Un decret în acest sens a fost publicat săptămâna asta. Aceste denumiri tipice produselor de carne, nici nu ne-am fi pus problema până în urmă cu 10-15 ani că ar putea să apară această controversă. Da, aceste denumiri rămân rezervate produselor pe bază de proteine de origine animală, informează AFP, potrivit Ager Press. Decretul este de altfel, reprezintă concretizarea unor solicitări mai vechi ale firmelor care sunt în acest sector al zootehniei. Firmele acestea susțin că termeni precum jambon vegetal sau bacon vegetarian... Cum, mă, bacon vegetarian? Baconul e definiția... Da. Te înțelegi ce zic? Pot crea confuzie în rândul consumatorilor. Ceea ce mi se pare foarte corect. Adică cum parunci tu un bacon de la vegetarian peste un bacon ou dimineața... Vegetarian. Înainte să pleci la radio. Să-i spună imitație vegetariană de altceva. Să-i spune... Să-i spună cravată de mazăre. De ce nu spune cravată, mă, frate? Era să zic o prostie. De ce nu zice, mă, cravată? Care-i problemă? De ce trebuie să-i spună bacon? Să-i spună cravată cu dungi. Vegetariană. Oamenii nu mai au imaginație, pe mine asta mă deranjează. Ba nu, încearcă să se urce într-un trenuleț care nu este al lor. Asta a încercat. Da. Dar... produsele fabricate sau comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță vor fi în continuare autorizate. Și poți să importi. Da, domnule, deci aici faci este... bacon vegetarian în Belgia. Da. Și îl duci în Franța. Sau să-l facem în România, uite. Putem să ne apucăm de... asta e un business. Da. Nu. Francezii suferă. Nu. Decretul mai prevede și o perioadă de tranziție de un an, pentru ca producătorii de cravate de-astea în formă de bacon să aibă timp să scape de stocurile existente. Deci, care, mă, că am auzit că e bătaie. Pentru vegani și vegetariani, știți că vă iubim foarte mult și apreciem foarte mult eforturile pe care le faceți. Din când în când mai mâncăm și noi vegan-vegetarian. Ciocolata e... Zacuscă. Zacuscă, da, suntem o zacuscă fierți. Piure. Am făcut ieri un piure vegetarian. Am făcut ieri un piure vegetarian din cartofi, la care am pus lapte și jumătate de pachet de unt. De ai vegetarian, nu-i vegan. Am zis vegetarian. Vegan, cartofi prăjiți. Da. Și zacusca se încadrează. Și bine. Am mâncat și niște pulpe de rață adevărate. Aici e gri și complet. Vai de capul meu. La, de la conservă? Pulpe de rață, da. Vegetariene? Da, pulpe de rață non-vegetariene. De rață adevărată care măcăne mac-mac. Deci asta voiam să vă spun. Vai de capul meu. Da. Greu. Dragi vegani, vegetarieni, vă rog să cumpărați repede fripturile vegane. Ai păstrat-o înainte, din conservă să o pui la cartofi prăjiți? Înainte să se ofilească, pentru că se pregătește retragerea lor de pe piață și în termen de un an toate aceste fripturi se ofilesc. Oare trebuie să le pui apă ca să arate frumușe? Mă gândesc. Ciolanul de porc e vegetarian? Pentru noi, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.